Foarte oportună. Bănuiesc că din punctul ăsta de vedere ești mulțumit că măcar ați reușit să salvați un punct. Dar pe ansamblu, care sunt concluziile tale? Da, trebuie să ne mulțumim cu un punct. Eu de mine nu sunt chiar așa mulțumit, pentru că am avut acea ocazie care trebuia să preau spre poartă și scăpam singur portarul, dar nu. Cred că mai am nevoie de timp să fiu la forma mea foarte bună. Dar nu, ce să facem, plecăm cu un punct, chiar dacă cred că am controlat meciul 90 de minute, dar este important că nu am pierdut. Cum ai regăsit echipa și ce perspective crezi că aveți, mai ales după startul ăsta în care ați pierdut deja câteva puncte? Cred că avem o echipă foarte bună, suntem foarte talentați, dar cred că mental mai avem puțin nevoie de un impuls, să zic așa, să avem încredere în noi și să știm că suntem o echipă foarte bună și ne putem bate cu orice adversar. Ai văzut 3 sferturi din meci de pe bancă și multe ocazii, unele ratări chiar incredibile. Ce da. Simțeai în momentele alea? Că știu că știai că vei intra la un moment dat. Da, e cel mai urât să primești gol pe contraatac. Când tu ataci și nu reușești să marchezi, să primești un gol așa din nimic, este foarte frustrant. Vreau să te întreb ce te-a determinat să revii la Farul. Sunt absolut convins că n-a fost singura echipă care te-a dorit. Da, m-au dorit majoritatea cluburilor din România, cel puțin, dar am spus acum 2 ani când am plecat că o să mă întorc doar la Farul și m-am ținut de promisiune. Simți că te apropii și puțin mai mult de Național? Da, cu siguranță. Ești în văzul selecționerului aici. Important e să câștigăm, să facem meciuri bune, că doar așa putem ajunge la Națională. Dacă nu demonstrăm că merităm, cu siguranță nu o să fim acolo. Mulțumesc! Mulțumesc!